Unii sunt jucători înrăiți, alții sunt clienți ocazionali, dar imediat ce trec pragul agenților, constanțenii visează cu ochii deschiși să câștige potul cel mare. Am văzut agenția Loto și am să intrăm. Atâta tot. Știți că astăzi este extragerea? Da, da, știu. Joia și duminica. Asta știu. V-ați gândit ce veți face cu banii dacă câștigați? Asta e cel mai greu. Întâi să câștigăm și după aia vedem. Ce numele ați bifat? O dată de naștere sau ce? Da, niște date de naștere și atât, după aia aleatoriu. Cum? Sunteți norocoasă? Sincer, mă cred norocoasă, da. Ați mai câștigat până acum la jocul de noroc, la Loto sau nu știu, un alt? O dată la Loto. Dacă câștigați premiul cel mare, v-ați gândit o secundă la ce veți face cu banii? Da. Îmi iau două apartamente, le închiriez și cu asta pasă. Premiile puse în bătaie sunt consistente. La Loto 6 din 49, la categoria 1, se înregistrează un raport în valoare de peste 8,9 milioane de lei, aproximativ 2 milioane de euro. La Noroc este în joc un raport cumulat în valoare de peste 2,26 milioane de lei, peste 500 de mii de euro. Jucătorii vin și pe ultima 100 de metri. Premiul cel mare este la 6 din 49, 8 milioane de lei și... Aveți clienți fideli în principiu sau? Sunt cei care joacă aici, din zonă. Când a fost ultima dată când s-a câștigat un premiu mare aici, la dumneavoastră? Cred că acum 2 săptămâni la Noroc. Ce sumă? 16.000 de lei. Sunt persoane care joacă toată viața la Loto și nu câștigă niciodată. Altele au noroc de la primul bilet cumpărat. Se spune că loteria este un joc al hazardului, așadar nu vă pierdeți speranța.